De duminică 11 decembrie va intra în vigoare noul mers al trenurilor. În tabloul pentru gara municipiului Pașcani sunt trei noutăți majore pentru călători. A fost adăugat un tren de noapte Iași, Cluj și retur. Un tren care face legătura cu Bucureștiul va opri în stația Pașcani odată cu noile modificări, lucru ce nu se întâmpla până acum, iar a treia modificare a fost introducerea după o pauză de 8 ani a unui tren intercity spre și dinspre capitală. La nou mers de tren valabil de duminică 11-12-a au apărut trei modificări majore. Prima modificare ar fi trenul Cluj-Iași, trenuri de noapte cu vagoane dormi care s-au introdus. A doua modificare ar fi trenul de la prânz care vine de la București. Ăsta, 11:57 și respectiv trenul care merge la București, 1656, care la mersul nou opresc în Pașcani. Și a treia modificare ar fi introducerea din nou, după, cred că, 7 ani, a trenului Intercity, cu rang de Intercity, dimineață la 6:36, care ajunge la 11:30 în București, respectiv seara la 17:22 din București, care ajunge la 22:15 în Pașcani. Categoria de treni intercity are condiții mult mai bune pentru navetiști. Toate vagoanele sunt modernizate și dotate la nivelul standardelor actuale, cu instalație de climatizare, toalete ecologice, uși de acces și intermediare semi-automate, prize electrice pentru încărcare telefon mobil sau laptop, instalație de sonorizare, afișaj digital, rastel pentru bagaje voluminoase în fiecare capăt al salonului. În aceste trenuri, călătorii beneficiază de internet în regim Wi-Fi, vagoanele având montat echipamentul adecvat și sunt apte pentru circulație, cu viteză maximă de 160 de km pe oră și chiar 200 de km pe oră unele dintre ele. Potrivit CFR Călători, noul mers al trenurilor va fi valabil până la data de 9 decembrie anul viitor. Pentru a oferi accesibilitate la transportul pe calea ferată unei categorii cât mai largi de călători, oferta de transport feroviar de pasageri este adaptată cererii de piață atât prin optimizarea duratelor de parcurs, cât și a programului și capacității de transport în limita resurselor disponibile. În toată țara vor circula zilnic în medie 1100 de trenuri operate de CFR Călători în funcție de perioada din an.